Săptămâna trecută, Inspectoratul Teritorial de Muncă din județul Călăraș, împreună cu structurile locale ale Ministerului de Interne, au desfășurat controle în cadrul campaniei naționale privind verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale referitoare la suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă și a modului de respectare a prevederilor legale privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. În acest sens, au fost verificate următoarele domenii de activitate: comerț, agricultură, restaurante, baruri, activități de jocuri de noroc și pariuri, recuperarea materialelor reciclabile, saloane de înfrumusețare, transport local de persoane, cabinete medicale și alte domenii de activitate. Ținând cont de specificul activității, la restaurante, hoteluri, pensiuni, cafenele și terase, controlele au fost organizate în weekend și în timpul nopții. Astfel, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului relații de muncă au verificat 29 de angajatori, dintre care unul a fost sancționat, și au fost dispuse 21 de măsuri cu termene precise de rezolvare. De asemenea, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă au efectuat 24 de controle, în cadrul cărora 22 de angajatori au fost sancționați și s-au aplicat amenzi în valoare de 10.000 de lei. Pentru remedierea deficiențelor s-au aplicat 38 de măsuri cu termene precise de rezolvare. Acțiunile cuprinse în planul cadru de control al ITM Călăraș și cele care fac parte din campaniile de control la nivel național vor continua și în perioada următoare, atât la nivelul instituției, cât și în colaborare interinstituțională.